Domnule Dogaru, iată istoria adevărată, începe să prindă contur în emisiunea noastră, sunt atâtea ediții, sigur sunt și foarte multe pagini care, de ce nu, vor putea fi strânse într-un volum și cei care se află dincolo de hotare, chiar prietenul emisiunii noastre din Transcarpatia și toți prietenii noștri în Ușgorod care ne-au scris și din alte localități românești de acolo, o vor putea citi la oaltă cu ceilalți români interesați de trecutul lor adevărat. Da, să leagă, vom vorbi și despre invazia slavă astăzi. Deci, tema de astăzi este 1 mai și anti-1 mai. Am reușit să sărbătorim din nou un anti-1 mai, în loc să comemorăm 1 mai. 1 mai nu este o sărbătoare, este o zi de comemorare, o zi de luptă împotriva guvernului, de manifestații de stradă și împotriva instituției prezidențiale. Am văzut pe posturile de televiziune străine, de la Istanbul la Londra, că așa stau lucrurile. În Franța, inclusiv balonul de săpun Sarkozy a fost înțepat și desumflat. La anul să-i vină rândul balonului Obama. Germania la fel. Deci în Germania la fel. Este vorba despre o zi de luptă, o zi comemorativă. La noi este tot timpul altceva. Confiscate. Și nu confiscate neapărat. Nu te-ai gândul la maiale. O să explic de ce s-a ajuns aici. Venind încoace spre sediul TVRM cu două zile în urmă, am văzut o fătucă din asta cu 7000 de telefoane la bord în metrou, care vorbea cu voce tare pentru că s-a terminat cu educația și cu bunul simț, rac de spart din panele, spunând între altele că maică s-a rămas o comunistă întrucât o să serbeze 1 mai. Ăsta este rezultatul educației făcute de foștii profitori ai vechiului regim. De Patapleși, de Zoe Petre, de Dinești, de și așa mai departe. Lozincile pe care le-au băgat în capul acestei generații, pentru că este o generație, au 20 de ani deja. Nu știu despre ce e vorba, n-au trăit înainte, dacă se nășteau în 80 nu vedeau nicio manifestație de 1 mai, pentru că la noi au fost desființate de mult. Și habar n-au că 1 mai nu se leagă de est, ci se leagă de vest. Deci, pe scurt, stimați tineri, la 1 mai 1886 a fost înălțată Statuia Libertății în Statele Unite, pe care o știți că ați văzut în diverse filme. Tot atunci se preschimbau contractele de muncă. Situație în care sindicatele, Confederația Generală a Sindicatelor în Statele Unite, s-a gândit să negocieze ziua de lucru de 8 ore. Noi mai avem puțin și o să negociem să lucrăm 16 ore sau 20 de ore, pe salarii pe jumate, ca să susținem împrumuturi de care nu avem nevoie. Guvernul n-a fost de acord, Guvernul Libertății, surorii mai mari și democratice pe care avem astăzi, Statele Unite ale Americii. În concluzie a scos armata în stradă și poliția și numai la Chicago au fost împușcați 5.000 de muncitori. Conducătorii lor și cei care au fost prinși au fost pânzurați. Așa a considerat guvernul de atunci al Statelor Unite să răsplătească în mod democratic dreptul cerut de muncitori la o zi rațională de lucru. La propunerea sindicatelor americane, 3 ani mai târziu, se desfășurau la Paris cu ocazia zilei de 14 iulie sărbările legate de Revoluția franceză. A fost înălțat turnul Eiffel atunci, în 1889. S-au produs o organizare politică a mișcării sindicale și de stânga, sub forma internațională a doua socialiste, care s-a constituit atunci la Paris. Am avut și noi 5 delegați reprezentanți, între care Emil Racoviță, și s-a votat ca ziua de 1 mai să fie pentru toată lumea, pe întreaga planetă, zi comemorativă, zi de luptă a celor ce muncesc pentru drepturile lor. 1 mai este ziua celor ce muncesc. În București, dacă te duceai pe data de 1 mai pe străzi, constateai că era ziua negustorilor. Toate piețele închise, toate magazinele închise, negustorii erau la 1 mai. Proletarii cu plasele goale căutau o ceapă sau un usturoi și nu găseau. Deci ăsta este 1 mai, zi comemorativă, zi de luptă în amintirea celor 5.000 uciși la Chicago, zi hotărâtă de Europa Occidentală, ca zi a de sindicatele Europa Occidentală, ca zi a luptei celor ce muncesc împotriva guvernului, împotriva patronatului, împotriva instituției prezidențiale sau a regiului acolo unde este cazul. Deci asta trebuie să fie și la noi și ocazie slavă Domnului. În loc de asta a fost o zi electorală pentru unii care s-au îmbrăcat în roșu, că așa au apucat ei de când erau pionieri și nu-i duce capul mai departe. Iar pentru alții a fost o zi de mici și de bere. De unde chestia cu micii și berea? Să răspundem și celorlalți. Nu are nicio legătură cu comunismul ziua de 1 mai sărbătorită cu mici și bere. Ziua de Armindeni. Și cu Marea Slavă, cu invazia slavă. Dovadă că ne place mai mult cu slavii decât cu Occidentul. Ne place să ne batem, ne place să mergem la mici și la bere.
A fost o zi de sărbătoare a poporului trac, înaintașul nostru, pe un spațiu imens al Europei, pe care am sărbat-o și noi, vechii români, până când noi invadat slavii, pe secolul al VI-lea. Era ziua de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Era ziua când începeau lucrările majore de primăvară, când plecau turmele spre munte, deci o zi a începutului lucrărilor, a muncii, sub toate aspectele, pentru un popor sedentar. Dovadă că și astăzi de 1 mai, deși se sărbează prepeleacul, maiale, maiaga, stâlpul de mai, pomul de mai și așa mai departe, se mai spune și sânger sau sânjor, adică Sfântul Gheorghe. N-are nicio treabă Sfântul Gheorghe cu 1 mai. 1 mai cu săptămâna. Are mindeniu de 1 mai să leagă de Sfântul Ieremia al slavilor. Pentru slavi, cuvântul este slav, era vorba despre un ziua al turmelor, când plecau ei cu turmele la plimbare. În creștinism adoptat de slavi a devenit ziua Sfântului Ieremia. În orice caz, deci această zi, în această zi, la noi, preluarea veche, tracă și românească veche, se împodobeau porțile ogrezilor, ușile caselor, ferestrele. Se făcea un pom dintr-un trunchi de copac de cojit în care se puneau flori și frunze și semințe și ăla era așezat în țarină, pentru că eram agricultori, slavinul. În ogradă și așa mai departe, ca simbol al belșugului pe care îl doream pentru viitor. Sub mentalul slav de djinii și de rusalce și de vrăjitori și de spirite și duhuri necurate și așa mai departe, a început să poarte și pelin la pălărie ca să alunge duhurile rele, să se facă un fel de descântece de slu-